Hai salut, eu săracu și bine v-a regăsit la un nou episod din Call of Duty Mobile. Astăzi cu două update-uri care nu prea mai sunt update-uri pentru că a trecut ceva timp de când s-au întâmplat, dar din moment ce n-am vorbit despre ele pe niciun video până acum, presupun că încă se pot numi update-uri, ok? Astăzi vorbim despre Gunsmith Update, care este cel mai mare update pe care l-a primit jocul de când s-a lansat și până acum, și despre noua mea armă legendară, mai exact prima mea armă legendară, care este un UL736 Depth Charge, ok? Așa se numește și uitați-vă cum arată, fraților, este primul meu skin legendar și arată bestial. Pentru cei care nu știți când și cum am reușit să fac rost de skinul ăsta, înseamnă că nu ați fost pe Trovo. Cei care nu știți ce este Trovo, este o platformă de streaming unde fac streaming regulat. Este primul link din descriere, puteți să-mi dați un follow acolo ca să vedeți live-uri extra pe lângă cele pe care le fac pe YouTube. Dar pentru cei care ați ratat live-ul de pe Trovo, aveți aici secvența când mi-a picat arma plus primul nuke dat cu arma asta. Shadow, mersi de hype. Hai să vedem niște căprițe, fraților. Hai să vedem niște căprițe pe chat, că ați văzut că atunci când puneți căprițele, atunci se întâmplă cele mai spectaculoase chestii. Let's go. Hai, mă, cum ar fi să-mi pice fix legendara asta din prima încercare? Ar fi cumva. Hai să vedem. 30 de bănuți, purchase. Let's go. Dăm pistolul sau te rog, nu da spray. Grenada. Grenada. Băi, mișto grenada, e mișto rău grenada. Chiar e mișto rău grenada, n-aveți ce să comentați. Shadow, mersi de winner! Mersi de winner! Băi, aș mai da, deja am luat grenada care îmi place foarte mult. 80 e următorul. Și hai să mai dăm încă o dată, mă. Hai să mai dăm încă... Mai dăm? Hai să mai dăm. Poate îmi pică... Bă, sunt multe chestii interesante. Sunt multe chestii interesante. Da, fuck! Come on! Singura chestie neinteresantă, you piece of shit. You piece of shit este singura chestie care nu m-a interesat. Jur! În rest, toate sunt bune. Toate bune și cearmă și pistolul și hau și bau. Mai dăm încă o dată. Mai dăm încă o dată, mamă, și duc toți banii. Bine, atunci nu mai dăm. Nu mai dăm, dar e și pistolul care e mișto. Destul de ok pistolul acesta. Chiar e tare. Are animația aia. Și cearmul, ăsta-l vreau eu de fapt. Ăsta-l vreau și orice ar pica e bun. Orice ar pica, nu prea merită. Bă, mai cumpăr una, gata, m-am supărat. Hai, dă-mi ceva bun, te rog. What? Bă, prima mea armă legendară. Prima mea armă legendară. Prima mea armă legendară, fraților! GG, mă! GG! GG! What the fuck? What? GG, mă! GG! Din păcate e UL-ul, nu e tocmai arma mea preferată, dar... Ar putea să devină! Ar putea să devină! What the fuck, mate? Bă! GG, fraților, mulțumesc pentru donații, let's go! Hai să încercăm pe nuke, fraților, hai să încercăm să dăm un nuke pe Nuketown. Încercăm să dăm un nuke pe Nuketown. Mamă, nu pot la distanța asta, what? Nu pot la distanța asta, mamă, ce mișto e efectul atunci când omor pe cineva. Mamă! Nu pot să trag. Bă, trebuie să ating cu vârful degetului, nu cu tot degetul. Oli. După cine trage? Ok. Presupun. Oh. Ups. Nu mai trage automat, te rog. Nu mai trage singur, efectiv. Nu mai am gloanță, oh. Bă, nu pot să trag. Uneori nu mă lasă să trag, efectiv. Și e groaznic. Am degetele mult prea transpirate și sunt mult prea încleștat pe jocul ăsta. Oh, nuclear, let's go, fraților, let's go.
primul nuke cu arma asta, fraților. Primul nuke pe Nuketown. Sincer, aș fi vrut să fie pe Summit, ca de obicei, dar primul nuke, fraților. Primul nuke cu arma asta. Primul nuke cu arma asta. Let's go. Let's go. Bun, și acum hai să câștigăm meciul. Pot să-l mai bat pe ăsta. Care e? Unde e? GG, mă. GG. A, acolo era băiatul. Ăsta era. Let's go. Let's go, new kill. Ok. Ups. Ok. Nice. Mai avem tureta la geam? Dacă nu avem, mai punem una la loc. Nu-i problemă. Primul nuke, fraților. Primul nuke cu arma asta. Let's go. Let's go. Bă, wow. Mai e unul în spate aici. Hai cum mă ține colegul. Mersi, colegul. O să punem una aici. Un sentry gun acolo. Să prindem și noi cât mai multe unghiuri. Oh, shit. Oh, shit. Wow. Wow. Băi, ăsta a dat match. Ăsta a dat match. GG, fraților. GG. GG. Ăsta a fost primul nuke cu noua armă, cu noul cu noul UL, fraților. Let's go. Mamă, a fost instant și mișto e efectul ăla când omori. Vreau să văd și scorul final. Vreau să văd 37-0, presupun, da, 37-0 și 32 de asisturi. Finally, fraților. Finally. Băi, skinul ăsta arată genial și animația pe care o are atunci când omori pe cineva arată genial. Totul arată genial la arma asta, dar ce mă deranjează este faptul că este un UL, fraților. Este arma asta, sincer, nu mă împac chiar așa de bine cu ea și nici nu mai e în meta de foarte mult timp, mai ales de la Gunsmith Update. Nu prea mai joacă nimeni cu UL-ul și, sincer, mi-aș fi dorit un skin legendar pe orice altă armă. Dar știi ceva, calul de dar nu se caută la dinți, așa că o armă legendară este o armă legendară. Și am început să joc cât de cât decent cu ea, dar sincer nu vreau să mă focusez pe arma asta, adică dacă am un skin legendar nu înseamnă că o să joc doar cu arma asta, doar pentru că am skin-ul, ca să zic așa. Și fun fact, UL-ul a fost arma cu care am dat primul meu nuke din joc, ok? Cei care nu știți ce înseamnă nuke, înseamnă atunci când reușești să faci 20 de kill-uri cu arma fără să mori, gen atunci când faci 20-10 doar cu arma, fără grenade și fără operator skills și fără alte nebunii, o să primești un nuclear, o să primești o bombă nucleară și practic deschizi o valiză, apeși un buton, exact așa cum ați văzut și în videoul pe care vi l-am arătat cu arma asta, ok? Asta înseamnă un nuke. Iar asta a fost arma cu care am dat primul meu nuke. Bine, a fost, mi se pare că în sezonul 1 sau sezonul 2, nu mai știu exact, dar arma asta era super, super, super mega OP la început și nimeni nu prea știa chestia asta. Bine, după ce și-a dat lumea seama, toată lumea a început să joace cu UL-ul și a primit un nerf gigantic și de atunci nu prea s-a mai atins nimeni de ea, dar acum m-am atins eu pentru că am primit skin-ul ăsta legendar. Băi, e super tare, e super, super tare și sunt super încântat de el. Din nou, nu-mi place foarte mult arma, deși cu noul Gunsmith Update poți să-i faci ce vrei tu, adică poți să o transform totuși într-un rifle, ca să zic așa, dintr-un LMG, dar tot nu e stilul meu de joc, pur și simplu. Nu, mi-e foarte greu să joc cu arma asta, dar presupun că pot să devin destul de pro dacă o să joc destul de mult. Dar v-am zis, prefer să mă concentrez pe armele care îmi plac, nu pe skinurile care îmi plac. Bun, și acum hai să vorbim puțin și despre Gunsmith Update, care, după cum am spus, este cel mai mare update pe care l-a primit jocul de când s-a lansat și până acum. Presupun că majoritatea știți deja despre ce e vorba, dar pentru cei care nu știți despre ce e vorba, ei bine, update-ul Gunsmith Update îți dă posibilitatea să modifici armele exact așa cum vrei tu, pentru că înainte de update existau doar 12 sau 13 atașamente diferite pentru fiecare armă și evident că toată lumea folosea cele mai bune atașamente și practic cam toate armele erau la fel pentru că toată lumea, efectiv erau 3 atașamente pe care toată lumea le folosea pentru că alea erau cele mai bune. Dar acum jocul a adăugat, mi se pare că 57 de atașamente noi, dacă nu mă înșel, deci gândiți-vă și voi cam ce diferență e de la 13 la 57 de atașamente noi, scope-uri noi, tot felul de customizări, s-au adăugat și charm-uri care sunt, nu știu exact unde, aici. Charm, ok, putem să punem un charm. Chestia asta mi se pare super, super tare. Am văzut-o pentru prima dată în Valorant, dacă nu mă înșel, și m-am îndrăgostit de ea și am zis, băi, ar trebui să adaugi așa ceva. Cum ar fi să adaugi așa ceva în
în Call of Duty Mobile și uite aici. Îmi place foarte, foarte mult ideea. Acum skinurile s-au transformat practic în chemouri și s-a renunțat și la sistemul ăla pe care nu l-am înțeles de când m-am apucat de joc și până acum. Sistemul prin care trebuia să faci upgrade la skin, nu la armă. Practic făceai level up pe un skin până îl maxai, după care atunci când schimbai skinul de pe armă, trebuia să maxezi din nou skinul ăla. Acum nu mai funcționează așa. Acum practic faci level up pe armă și există, bine, am înțeles că unele arme se opresc pe la level 52, altele pe la level 45, altele pe la 30 și ceva, deci fiecare armă are un nivel maxim pe care îl poate suporta. Eu în momentul de față am o singură armă maxată, care este ASM-10 și asta este loadout-ul meu principal pe care îl folosesc și îmi place foarte, foarte mult să joc cu ASM-ul, în principal pentru că are damage-ul foarte mare, are damage 49, bine, poate să fie, de obicei e un 3 hit de la orice distanță, ok, din 3 hituri distrug pe cam oricine, are un hipfire destul de bun, e pur și simplu o armă foarte bună all-around și îmi place foarte mult să joc cu ea. Dar ce vreau să facem astăzi este să jucăm cu noul Kilo, ok? Pentru că avem și o armă nouă în joc, care se numește Kilo și care teoretic este un car, ok? Nu înțeleg de ce nu vor să folosească numele reale ale armelor, pentru că probabil ceva probleme de copyright sau nu știu exact cum funcționează, dar mă rog. Ideea e că avem Kilo, ok, ca și armă și asta nu este gen, asta este un blueprint și probabil majoritatea știți cum funcționează un blueprint. Atunci când ai practic toate armele, toate skinurile epice s-au transformat în blueprinturi și fiecare skin epic are și un blueprint efectiv, îți zice exact ce atașamente să pui. Și skinul ăsta pe care îl vedeți aici, cum se numește, Lazarus se numește, este ultimul skin de la Battle Pass, ok? Este skinul pe care îl primești la tier 50. Îmi place foarte mult că îmi deblochează ammunition. Asta e un tip de ammunition pe care eu nu l-am deblocat, pentru că trebuie să ajung, nu mai știu exact la ce level trebuie să ajung cu arma asta, dar îl deblochez foarte târziu. Dar pentru că am reușit să fac rost de blueprint pentru el, practic mi-a deblocat chestia asta, pentru că se echipează automat când echipez blueprintul, când echipez skin-ul, ca să zic așa. Și de aici pot să fac eu ce modificări vreau. În primul rând vreau să scoatem scope-ul, vreau să scoatem și muzzle-ul, nu știu dacă o să avem nevoie de vreun muzzle. Aș vrea să punem un, nu știu dacă stock neapărat, un underbarrel nu mă interesează neapărat. Asta e cel mai puternic atașament, fraților. Asta este atașament momentul care transformă arma asta dintr-un gunoi în ceva cât de cât decent, ok? Se joacă cu totul diferit față de orice altă armă, pentru că practic este un sniper de distanță mică. Și da, știu cum sună chestia asta, dar asta e pur și simplu, este un sniper de distanță mică. Vreau să punem și un laser ca să ne crească ADS-ul. Vă arăt exact ce build vreau să folosesc. Nu sunt tocmai stăpân pe arma asta, pentru că mi se pare o armă foarte grea de învățat. O să luăm full ammo. Mai avem vreun loc? Dar mai avem un loc pentru un atașament. Hai să punem un combat stock pentru un ADS puțin mai bun. Ok, și cam asta este arma cu care vreau să jucăm astăzi. În loadout vreau să mai pun... vreau să scot vulture, pentru că nu o să mai avem nevoie de vulture. O să folosim... nici nu știu. Hai să folosim toughness. Cred că o să ne ajute cel mai mult în situația asta. Bun, și înainte de orice, fraților, vreau să dăm și la ruletă. Vreau să dăm mai întâi la ruleta asta mare. Uitați-vă ce skin mișto este la gen premiu cel mare, skinul legendar. N-am nici cea mai mică speranță să-mi pice skinul legendar. Deja am dat două încercări, următoarea o să mă coste 120. Hai să o dăm și pe asta să vedem dacă ne pică orice ar fi. Orice ar fi de aici e foarte bun, pentru că îmi plac cam toate. Mamă, și frame-ul, am uitat să vă zic, dar frame-ul place cel mai mult. Și cred că pe ăsta mi-l doream cel mai mult. Hai să vedem, hai să-l și echipăm, să vedem cam cum arată. Avatar frame și care este cel nou ăsta. Mamă, arată super. Arată super, super blană, mie îmi place cum arată. Perfect, perfect, ăsta va fi... Cred că pe ăsta o să-l folosesc mult timp, se potrivește și cu bannerul pe care l-am. E super, super ok. Și următoarea ruletă la care vreau să dăm, fraților, este aici, da? Asta este ruleta cu chestii gratis, ca să zic așa. Pentru că la fiecare reclamă la care te uiți primești un spin pentru ruleta asta, da? Și ai șanse foarte mici să-ți pice premiul cel mare pe care mi l-aș dori foarte mult, Nuclear Fallout. Momentan nu am niciun skin epic pe ASM și este arma mea preferată. Chiar mi-aș dori unul și chiar mi-aș dori să-mi pice, deși nu prea cred că am șanse. Am dat deja de 23 de ore aparent, ok, hai să le dăm pe toate, o să dăm draw all și avem 35 de încercări, pentru că am stat să mă uit la 35 de reclame. Și vă recomand și vouă să faceți chestia asta, pentru că e gratis la urma urmei și ai o șansă, ok, am primit parașuta de 2 ori, și l-am primit pe tip. Ok, l-am primit pe tipul ăsta, am primit skin-ul, ok, am primit și skin pe grenadă, super, super tare. Și faza mișto e că chiar dacă nu-ți pică cine știe ce e interesant de aici, tot poți să dai exchange și tot poți să iei, bine, asta costă 1000, e foarte mult 1000, e enorm de mult, dar ai și șansa să-ți pice câte 10 jetoane de-astea, ceea ce nu mi s-a întâmplat în 35 de încercări, nu știu dacă am, poate am ratat eu vreo una, dar nu mi se pare că nu mi-a picat niciuna de 10 de-astea, dar mă rog, eu sper ca până la finalul sezonului să reușesc să fac rost de skin-ul ăsta și mi se pare că se resetează odată cu sezonul, dar
dar nu sunt sigur de chestia asta. Bun, ce vreau să facem acum este să jucăm un 10v10, ok? Pentru că avem modul ăsta de joc. Nu știu exact dacă o să rămână permanent sau nu, dar e foarte, 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 foarte fun, pur și simplu. Și îmi place foarte mult că l-au adăugat. Așa că hai să încercăm să dăm un match de 10v10, fraților. Pe Takeoff, ok. Takeoff, mi se pare că există doar 3 mape care se pot juca aici. Există Takeoff, există... Crossfire și nu mai știu exact, și Meltdown, da, parcă astea sunt sunt mapele care poate să pice aici. Ok, și avem un team deathmatch, o să fie interesant. O să fie interesant. Cum v-am spus, ăsta este un sniper de distanță mică. Și da, sună ciudat sniper de distanță mică, știi? Adică ori e sniper, ori e de distanță mică, știi? Dar ideea e că la distanță prea mare. Wow. Wow, ce player. Ok. O, și are ASM ăsta care îmi place mie. Hai să-l luăm. O să-l luăm de pe jos, deși prevăd că... dar ce interesant ASM, n-am ce să comentez. Chiar interesant ASM. Am dat și câteva meciuri înainte să mă antrenez puțin cu kilo-ul, pentru că nu sunt tocmai bun cu el. Cineva a intrat în mina mea, dar n-a murit, se pare. Opa, mamă, ce grenadă. What? Ok, asta a fost interesant. Asta a fost destul de interesant. Și avem player acolo. Și player, în general, este one hit kill chestia asta, pentru că e, bă, mie mi se pare a fi un outlaw fără țintă, pur și simplu, fără scope, ca să zic așa. Dar poate fi super, super bun, bine, mâinile cui trebuie, pentru că eu nu prea știu să joc chestia asta. Și da, prefer să o joc, bine, cred că e cel mai bine o joci fără scope, deși skin-ul, ați văzut că skin-ul pe care l-am, blueprint-ul pe care l-am folosit eu pentru arma asta avea deja un scope pe ea, dar prefer să joc fără pentru că îmi trebuie ADS-ul ăla în plus. Îmi prinde destul de... Wow! Ce face? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo, jur. Wow! Ok, m-a luat pe la spate cu un... Da, aici nici nu există killcam, la 10v10 nu există killcam pentru că e... ar dura foarte mult, pur și simplu. Dar oricum e măcel, îmi place foarte, foarte mult modul ăsta de joc, îmi place foarte mult 10v10. Nu știu dacă e mapa potrivită pe care să vă arăt nu shotgun-ul. Sniperul ăsta, nici nu știu, e sniper, e marksman, au făcut o categorie nouă de armă pentru că pur și simplu se joacă diferit de tot ce am jucat până acum. Sincer, nice. A fost total pe lângă, nu știu cum am nimerit chat-ul ăla, dar mă rog. I will take it. Hopa. Bă, dar ăștia-s boți, pe bune că ăștia-s boți, holy. Wow, ok, am înțeles. Bă, este 48-50 și îmi place că punctajul maxim este 100, bine, are și sens. Fiind 10v10, e constant măcel pe aici. Wow, shit. Hai mă, mă lași. Unde-i băiatul? Enemy inside, mă enervează când urlă enemy inside și eu nu văd nimic. Din nou, fraților, nu vă așteptați să vedeți cine știe ce gameplay cu arma asta, pentru că nu sunt... ați văzut, aia a fost o lovitură în piept. Nu știu de ce uneori omoară dintr-un hit în piept, alteori nu omoară dintr-un hit în piept, deși am... atașamentul ăla care e cel mai important, ăla pe ammo, dacă nu mă înșel, îți cade din tot ce se poate, dar îți dă un pic de damage și ai nevoie fix de puținul ăla de damage ca să faci arma asta one hit. Dar aparent nu e mereu one hit și nu înțeleg pe ce criterii, pentru că nu pare a fi... Holy shit, ăla avea un... am luat și foc de la Thermite, care e noua grenadă pe care încă nu o am. No. Ok, puțin mai calm. Trebuie să fii foarte calm și foarte calculat cu arma asta, dar în Call of Duty e cam greu să fii calm și calculat când sunt 3 oameni care trag în tine în același timp. Mai ales la un 10v10. Modul ăsta este foarte, foarte fun. Am și reușit să dau... What? Ok, se pare că au Vitol. Nu te cred că au făcut rost de Vitol. Holy. Holy. Am înțeles. Am înțeles. E groasă treaba. E groasă rău treaba. Ok. De fapt trebuia să le pun... Da. N-am dat tocmai bine. Mișto Thermite. Nice. Hive kill, ok. Nici nu știu pe unde am aruncat. Le-am aruncat și eu random. Și am făcut 2 kill-uri. Aparent. Holy. Nu, ăla a fost hive kill. Mi s-a părut că am făcut kill cu carul și mă... Cu carul, mă rog. Kilo-ul. Kill cu kilo-ul. Nu, pentru mine... Mie mi se pare o armă foarte, foarte grea. Arma asta. Kilo, bine, e și cel mai nou tip de armă, știi? Adică e evident că nimeni nu e super mega expert în arma asta, pentru că doar ce a apărut, bine, doar ce a apărut, oarecum doar ce a apărut. Are deja ceva timp, doar că n-am făcut eu un video. Oh, și am apărut pe killcam, holy shit. Băi, fraților,
Ăsta a fost kilo-ul, ăsta a fost car-ul. Băi, o să zic mereu car, pentru că mie mi se pare a fi un car, se comportă ca un car. Știți cu toții cum arată și cum se comportă arma car în toate jocurile, da, în PUBG Mobile, în Call of Duty, ok? Știu că în alte Call of Duty ori există car-ul, dar nu știu de ce nu l-au băgat și în Call of Duty Mobile. Adică dacă ar fi chestie de copyright, nu au plătit deja drepturile când au folosit car, denumirea de car în alte jocuri. Mă rog, nu știu, nu e treaba mea. Noi avem kilo-ul în Call of Duty Mobile și cam așa se joacă cu... Bine, nu așa se joacă cu el, așa joc eu cu el după ce m-am antrenat. Habar n-am, vedeți că am... ce level am pe el? 29, ok? Nici măcar nu am level 40. Eu consider că după level 40 încep să stăpânești o armă. Cam asta ar fi... Cam asta ar fi levelul la care poți să spui, băi, stăpânesc arma asta, am jucat destul de mult cu ea. Undeva pe la 40, da, 40 mi se pare destul de ok. Am jucat și eu, nu știu cum am putut, nu știu cum am ieșit pe primul loc, 18-5, nu e rău deloc. Nici nu a fost cel mai bun scenariu, pentru că 10v10 nu știu dacă e cea mai bună metodă să vă arăt arma asta. Și oricum trebuia să joc mult mai agresiv cu ea, pentru că ăsta e un sniper cu care se... un marksman, ok? Pentru că așa se numește clasa armei, pentru că e, na, clasă nouă, special pentru car. Și abia aștept să apară și alte arme. Nu știu exact ce o să mai apară, dar habar n-am. Pentru mine, oricum, kilo-ul este practic un outlaw fără țintă și cam asta e șmecheria cu el. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Call of Duty Mobile. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am avut de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare, numai bine! Let me be.